În urma prelucrării declarațiilor privind veniturile realizate în anul precedent, administrațiile finanțelor publice au emis mii de decizii de impunere anuală. Din cele peste 770.000 de lei ce trebuie restituite contribuabililor, până în prezent doar 165.000 au intrat în buzunarele populației. Mult mai mulți bani trebuie însă să plătească vasluienii către finanțiști. Diferența de impozit pe venit, de plată la bugetul de stat, este de 3.438.000 lei, până în prezent, fiind încasată de la contribuabili suma de 1.618.000 lei. Diferențele de impozit de restituit mai mici de 5 lei, rezultate din deciziile de impunere anuală, nu se restituie. Diferențele de plată către stat se plătesc în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Cei care nu-și achită la termen debitele vor fi penalizați. În cazul nerespectării termenului de plată, reprezentând impozit pe venit, se calculează dobânzi. Nivelul dobânzii este de 0,04% pentru fiecare zi de întârziere. Penalitățile de întârziere se calculează dacă stingerea obligației fiscale se realizează după 30 de zile de la scadență. Contribuabililor care nu au depus declarațiile de venit pe anul precedent le-au fost trimise de asemenea notificări.